Ce șanse vă dați să ajungeți în turul 2 al alegerilor pentru cea mai importantă funcție? Dacă nu se, nu, eu știu și vorba aia, eu trăiesc printre oameni, merg cu oameni, merg fără bodyguards, fără nimic, am făcut turul României, am făcut turul diasporei. Dacă nu se fură cum s-a furat la europarlamentare, noi am avut SOS România 2 milioane de voturi furate, o mare parte anulate. Nu mai există turul 2. Contează faptul că partidul dumneavoastră nu are organizații bine dezvoltate în teritoriu? Cineva a spus că nu are. Știu, mă întreb, că mă gândesc totuși că nu vă ridicați la nivelul partidelor mainstream, la nivelul PSD-ului. Da, PSD-ul în primul rând are oameni baron locali. Oamenii aceia sunt în general, e un grup infracțional organizat. Noi aici ne batem într-adevăr cu mafia. Eu nu sunt structurată ca mafia, nu? Dar sunt oameni, sunt naționaliști, sunt oameni care luptă de ani și ani de zile, sunt foarte mulți din diaspora care s-au întors acasă. Apropo, madame Lasconi știe că 2,5 milioane de români s-au întors în diaspora la mesajul din diaspora la mesajul Dianei Șoșoacă pentru salvarea României. Promit că mai vorbim. Mulțumesc tare mult pentru prezența la Deschide Lumea în această seară.